Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să fie un video din nou dedicat invitațiilor pentru nuntă și o să fie niște invitații foarte simple. Pentru ele o să aveți nevoie numai de două feluri de carton, dar mai bine spus, dacă o să doriți fără un element, adică fără plic, o să aveți nevoie numai de un fel de carton. Și dacă sunteți amatori de așa video, rămâneți cu mine și vizionați acest video până la final și o să vedeți cum puteți să vă faceți niște invitații simple și foarte stilate. Deci, pentru asta o să avem nevoie, ca de obicei, de textul, deja de ideea făcută. Eu deja, ce ține de idee, l-am imprimat pe o foaie albă. Eu folosesc foaie albă mai grosuță, un fel de carton care are 160 de grame. Și deja, cum am spus mai înainte, dacă o să doriți cu plic, o să mai aveți nevoie de altă culoare. Eu am luat așa o culoare roz pastelat. Voi puteți să luați altă culoare, orice care vă place. Și deja de toate instrumentele necesare, de instrumentul meu pentru făcut plicuri, cei care mă urmăresc mai de demult știu că eu folosesc acest instrument. Linkul pentru el o să vă las în descriere acestui video. Și deja am hotărât să adaug și niște perle pentru a decora invitația noastră ca să fie ceva mai frumos. Deci, cum am spus de la început, ideea deja eu am imprimat-o pe o foaie albă și deja ne rămâne să tăiem invitația. Invitația o să fie undeva 20 pe 13, mai bine spus, și deja pentru a le împacheta pe fiecare o să facem câte un plic. Dar dacă voi doriți să le dați fără plicuri, vă rămâne numai să puneți o panglică pe invitație și invitația este gata. Și o să primesc o invitație stilată și foarte economă, cum s-ar spune. Eu, după ce o să tai invitațiile, o să fac un model așa cu panglică și un model cum stă în plic și deja voi o să puteți să vă alegeți pentru voi care este cel mai modelul, adică potrivit sau care model mai tare vă place. Și deci să trecem la treabă. Pentru moment, eu o să tai, o să măsor invitațiile noastre, pe cum am spus o să fie 20 pe 13, eu măsor așa 20, iată că trebuie să lăsăm 4 mm dintr-o parte și 4 mm din partea opusă și tot așa facem mai în jos. Și deja ne uităm sus, trebuie să fie 13 și iese câte 3 mm. Deja ce ține de mărime? Cum spun eu mereu, mărimile pot să fie diferite, mai mică sau mai mare. Noi am decis că o să fie 13 pe 20. Și deja ne rămâne să o tăiem. Și deja ca de obicei, cu osul meu, mai cu acest instrument, mai corectăm colțurile și iată așa o să se primească. Deci și fix așa facem și la restul. Deci
deci iată cam așa s-au primit toate 10 și deja, cum am spus mai înainte, mărimile noastre sunt 13 pe 20 și pentru a face plic avem foaia cu mărimile și căutăm 13 pe 20, nu neapărat să fie 13 pe 20, poate să fie și o mărime mai mare, ca de exemplu 14 pe 20 și 3 este. Aici avem toate mărimile în centimetri și deja având mărimea invitației, adică înălțimea și lățimea, putem să căutăm, aici avem mărimea cărții, de exemplu, care trebuie să punem în plic. Și deja o să alegem 14 pe 20 și 3 și pentru ca să facem plicul, ca să intre invitația noastră, avem nevoie de foaie 26 întreg 7 pe 20 întreg și 7. Două foi. Și deja la 26 întreg și 7 trebuie să ne uităm la 11 întreg și 4. Adică 11 întreg și 4 o să fie începutul liniei. La 11 întreg și 4 o să fie vârful. Și cu ajutorul citașului ăsta care este de destul, o să însemnăm 11 întreg și 4, punem, facem gaură și ne uităm unde este această linie. Deci este această linie de care o să se îndoie. Și deja următoarea linie o să fie aici, unde am îndoit vârful, o să coincide. Așa stilat s-a primit acest pliculeț și tot așa îl facem și pe al doilea. Acasă, visele noastre sunt în buzunar, secretele pe masă. Și dacă visele nu se împlinesc și secretele se află, bărbații nu plâng uneori. Iată, cam așa s-au primit ambele plicuri și deja ne rămâne să le încleiem cu lipici dublu și să punem invitațiile și o să vă arăt acum cum fac un model cu panglică și un model așa simplu cu perlă și care o să fie pus în plic. Deci, pentru a face un model cu panglică, pentru a vă arăta cum pot să arăte și o invitație cu panglică, am ales un așa, un bordou mai închis și deja o să dăm invitația noastră. Vedem așa, dăm puțin mai mult, o să fie cu rezervă. Și dacă ceva, putem să legăm sau așa, sau de ce și nu, o să fie și în cruce, o să fie mai bogat. Timpul tău nu-i de la ei, e nu-s exemplu, e simplu, fii tu. Era atât de simplu și ușor, nu le pasă aproape de cum eram văzuți de ochi. Și iată așa. Și deja vă arăt pe restul cum o să le fac. La modelul acela nu am pus pietre, cred că deja o să fie în plus, dar la restul o să pun câte o pierlă și deja o să fie în plic. Deci dăm pierlă, ne stăruim să o luăm cu stratul acesta care se încleie și o să-l punem aici. Și tot așa le facem pe restul. Iată, cam așa s-au primit. Toate au câte o perlă mică. Și deja fiecare model o să plece în plic. Ne întâlneam cu luna, ne despărțeam cu soarele. Era atât de simplu și ușor, nu le pasă aproape de cum. Și deja o să punem invitația înăuntru. Era atât
Deci, iată cam așa, o invitație, cum am spus la început, o să fie așa, adică am vrut să vă arăt cum puteți să o faceți simplu, fără plic, dacă nu aveți, de exemplu, carton în plus pentru plicuri și deja cei care doresc să o pună și în plic. Deci, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi. Precum ați văzut, m-am stăruit să vă arăt două modele, ceva mai bugetar și ceva mai bogat, cum s-ar spune, că este și pierla și plicul. Sper că v-a plăcut video de azi, nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să nu ratați noutățile de pe canalul meu și deja vă aștept cu drag în comentarii să spuneți care model vă este mai pe plac, acest cu panglică sau acest cu pierlă și plic și sper că vă motiveze și pe voi să faceți ceva asemănător și să vă bucurați oaspeții cu o invitație ceva de genul și cu mult drag ne vedem data viitoare. Deja toate ce ține de materiale o să vă las descrierea o să vă las linkul în descrierea acestui video ca de obicei și vă invit cu mult drag să vizionați și pagina mea de Instagram, acolo am o mulțime de idei ce ține de invitații și de bijuteriile pe care le creez împreună cu voi și cum am spus mai înainte, ne vedem data viitoare. Pa, pa!